Așa cum ați văzut, dizi de dimineață am aplicat tratamentul la vie. Nu știu dacă s-a surprins prea bine pe cameră, dar a fost o zi cu ghinion și anume mi s-a rupt tirantul central. Nu s-a rupt filetul sau de aici, ci pur și simplu s-a retezat metalul de deasupra aici, până sub nuca aceasta. Deci între filet și nuc. Aici pe la jumătate, pur și simplu s-a retezat complet. Și simplu mi-a căzut atomizorul. Noroc că era gol. Ați văzut că mă întorceam acasă, mai aveam foarte puțin, 60 de metri să ajung până acasă și s-a retezat. Daune mari. El a căzut în ventilator aici. Aia deci era puțin îndoită, pentru că eu îl mai agățam la dâmburi. Și aici când intram, nu se observă, oricum cobor și mai sunt dâmbule astea aici la vie. Vedeți că el deja aici trebuie să coboare. Și acolo îl mai atingeam de când și când. Era deja un pic îndoit, dar e o tablă foarte rezistentă și s-a mai îndoit acolo. Nu știu dacă se surprinde aici. Ăsta mi-a ieșit puțin de aici și s-a desprins din două puncte de sudură grătarul acesta. Important e că nu s-a strâmbat partea asta de dedesubt, asta a fost protejată și nu mi-a intrat la ventilator aici. Deci, cum vedeți, mă iese distanța ok între palele ventilatorului și carcasă. Cam asta a fost. Da, când ea se întâmplă, se întâmplă. Și așa nu am eu timp să-mi fac treaba pe care am de făcut, dar apoi să mai și repar chestii din astea. Noroc că mai aveam un tiran central. Pe ăla-l făcusem. Era puțin mai lung, ăsta e un pic mai scurt, dar îl pot folosi cu brio și pe acesta. E rezistent și asta nu e problemă. Ăla s-a rupt, deci cât are, un an, 2 ani are de când am făcut tirantul ăla central, el s-a tot slăbit așa de la hopuri, deci nu am ce accidentat, sunt numai bolovani. Și da, în timp a cedat, dar a cedat metalul, deci asta e prost că nu mai găsești nimic de calitate în ziua de azi. Hai să mai rupă din sudură asta, dar deci se rupe fierul, se rupe fierul. Da. Deci nu vreau să-mi imaginez dacă se rupea cu el când aveam soluție în atomizor. 150 atomizorul plus numai 200 de litri de substanță dacă puni, ai 350 de litri. Deci dacă se rupea la kilogramele alea deodată, era rău. Da, cam atât. Haideți să fac și aici parcela asta. Uitați, iarba deja a început să crească din nou de când am dat cu sufătorul, dar o să-i bag freza pentru că a și plouat. Ce noutate, deci plouă. Ia uitați, a plouat și pământul e moale și merge foarte bine freza acum. Nu vreau să mai aștept, după aia iar se întărește și e perfect acum.